Bună, dragilor, și bine ați revenit pe acest canal pentru cei care sunteți noi. Eu sunt Mihela, sunt make-up artist și cosmetician în Cluj, iar astăzi aș vrea să povestim despre rujurile nude. De fiecare dată când îmi întreb clientele sau mă întreb pe voi pe Instagram în general, ce rujuri purtați cel mai des, ce nuanțe, cum vă accesorizați, ca să spun așa, și cum vă asortați rujul cu ținuta și cu restul machiajului, cele mai multe răspunsuri sunt rujurile nude. Și am adunat și eu aici câteva, sunt destul de multe. Inițial mă gândeam, ok, hai să facem un top 5, după care le-am scos pe toate care îmi plac și pe care le mai folosesc și mi-am dat seama că sunt 14 la număr. Așa că sper să... stați așa cum tranșează ceva aici la ochi. Sper să stați alături de mine și să vedem exact care sunt rujurile nude cele mai potrivite pentru fiecare. Avem texturi diferite, mate, cu puțin sidev sau satinate, și avem și la prețuri diferite, de la mai scumpe la mai ieftine, de la mai ieftine la mai scumpe, cum vreți voi să-i spuneți. Și nu mi-am pus ruj astăzi pentru că vreau să mi-l aplic împreună cu voi, să vă arăt exact cum îmi aplic eu rujul. Hai să vedem. Așa. În general, eu nu folosesc creion de buze. Singurele dăți în care folosesc creion de buze este atunci când folosesc un ruj de tip baton, pentru că cu acela mi este un pic mai dificil să-mi conturez frumos buzele și să fie uniforme și să arate bine în general. Astfel că, în primul și în primul rând, vreau să vă arăt trei creioane care pe mine mă ajută de fiecare dată când am rujuri tip baton. Bine, aici mă refer la cele nude. Nude-ul, două dintre acestea nude, am unul de la Melchior, nuanța nude, fix așa cum este și titlul clipului de astăzi, și am de la Boysenberry's Nudelicious Lip Pencil în nuanța Marshmallow. Sunt două creioane nude pe care eu le folosesc de cele mai multe ori în machiajele mele, atunci când am nevoie de un creion de buze. Acestea sunt, primul, acesta de sus, a fost cel de la Boysenberry, și al doilea este de la Melchior. De multe ori îmi aplic un ruj, un creion nude, chiar și atunci când îmi aplic un ruj de o culoare, de o altă culoare, pentru că mi se pare că mă uniformizează frumos și nuanța buzelor. Așa că hai să începem. Astăzi am să îl folosesc pe acesta de la Melchior Nude. Și, în general, îmi conturez buzele, dar mă duc foarte puțin și în interior. Hai să vă arăt. Nu-mi place să se vadă doar o linie așa, trasez o linie cum erau rujurile acelea pe vremuri unde creionul trebuia să fie mai închis la culoare decât rujul și să fie un contrast prea mare. Mie nu-mi place în mod obișnuit acest lucru, astfel că întotdeauna vin puțin și în interior. Nu foarte mult, foarte, foarte puțin, cât să îmi uniformizez puțin nuanța. Dacă vedeți că îmi transpiră mustățile, să știți că la Cluj este cald. Și... la mine acasă este și mai cald și nu mai pot de cald, și dacă deschid și mai tare geamul de atât, o să se audă mult prea tare gălăgia de afară. Pentru că zona unde stau au început din nou construcțiile. Dacă nu sunt vecinii, sunt alții de mai încolo, la câteva blocuri distanță, care construiesc un bloc. Așa că sper să-mi scuzați eu mustățile dacă le vedeți. Deci, trasă foarte frumos. Așa arată, nu se vede foarte mare diferență, însă mă ajută foarte mult atunci când vin cu rujul tip baton. Și pentru că mie îmi place să-mi evidenț un pic mai bine, să-mi evidențiez buzele, am să vin cu un creion tot de la Melchior, nuanța este maroon. Deja este atât de micuț încât trebuie să mă duc să-mi cumpăr altul. Și fac același lucru. De ce le combin așa și nu vin prima dată cu acesta maro direct? Este pentru că mi se pare că se așează mult mai bine și nu este atât de intensă nuanța dacă deja îl așez peste celălalt.
și vin foarte puțin. Din păcate, atunci când îmi aplic rujul și creionul, nu pot să vorbesc așa, că mă scuzați. Așa, așa arată în momentul de față. Nu aplic foarte mult, doar puțin, cât să scot un pic mai bine în evidență buzele. Iar rujul pe care am să vi-l aplic astăzi este cel mai scump, cred. Da, aș putea să spun că este cel mai scump din cele 14 rujuri de astăzi adunate și este de la Pat McGrath. Nuanța numărul 1995. Eu am făcut o afacere foarte bună cu rujul acesta. Este primul și singurul până în acest moment ruj Pat McGrath pentru mine. Pentru că au avut la un moment dat Sephora. Știți că iau tot felul de cutii din acestea Sephora Favorites și aveau la un moment dat niște cutii unde erau nici nu mai știu câte rujuri. Și toată cutia a fost 250 de lei, în ideea în care doar rujul acesta la Sephora cred că este 190 de lei. Pe lângă asta am mai primit un ruj full size de la NARS. Au fost mult mai multe și mi s-a părut o afacere foarte bună și îmi place super mult nuanța. Așa că hai să-l aplicăm. Așa arată și pe cameră. Este un maroniut foarte frumos, mi-e place maxim. Și arată pe buze, diferă foarte mult de la persoană la persoană, diferă foarte mult și nuanța pe care o puneți de desubt, cât puneți, eu n-am pus foarte mult, dar se mai poate aplica, însă nu este nevoie. Este un ruj mat, este foarte, foarte, cred că este unul dintre cele mai confortabile rujuri mate pe care le am eu, care nu sunt rezistente la transfer, însă credeți-mă că rezistă de dimineață până seara, chiar dacă se duce, se duce frumos, nu se duce urât încât să rămână buzele pătate. Și în continuare arată foarte bine. Și după ce mi-aplic rujul, pentru că vreau să mai miranjez puțin conturul, doar foarte puțin vin și mai aplic creion. Și așa arată rujul meu nude de astăzi și combinația care mie în ultima perioadă îmi place foarte mult. Și înainte să trecem mai departe, trebuie să mă duc să închid geamul pentru că e mult prea mare gălăgia. Revin. Ia uitați, așa arată. Mie îmi place foarte mult combinația și mi se pare că se poate purta indiferent de perioada de zi, indiferent de anotimp, indiferent de vârstă și arată foarte bine. Și acum hai să trecem mai departe. Deci, după cum vă spuneam, acestea două sunt creioanele. Hai să vă pun și maroul ca să vedeți cum arată. Acesta de aici este maroul. Și următorul, acesta de aici, este rujul pe care l-am aplicat și pe buze. Nuanțele astea de nude, din punctul meu de vedere și cuvântul nude, diferă foarte mult pentru că există un nude pentru fiecare. Există un nude mai deschis la culoare, un nude mai închis la culoare, contează foarte mult și de ce tip de piele aveți voi, mai deschisă, mai închisă, sub ton cald, sub ton rece, așa că este foarte diferit pentru fiecare, însă le-am adus aici cam pe toate, atât mai deschise cât și mai închise, ca să vă faceți și voi o părere. Și pentru că ar fi extrem de lung clipul acesta ca să-mi tot dau jos rujul și să mi le aplic, să le vedeți pe toate, am să fac swatch pe mână, pentru că așa arată în general mâna unui make-up artist. Hai să trecem mai departe la următorul, care tot așa. Am să încep cu cel mai scump, ca să ne fie puțin mai ușor. Dați să le aduc aici la îndemână și după aceea cele mai puțin scumpe le lăsăm la final. Am să încep cu cel mai recent ruj intrat la mine în colecție. L-ați văzut în clipul în care am făcut haul-ul din Paris. L-ați văzut în clipul în care ne-am machiat cu produsele pe care le-am cumpărat din Paris. Este vorba despre un ruj de la... cum o cheamă pe fata asta? Laura Mercier. Rujul se numește Coral Clair. Este un silky cream, adică este cremos, așa arată, este un portocaliu corai foarte drăguț. Mi-e place foarte mult să-l aplic în timpul zilei, și de obicei în geantă, și în timpul zilei când
vreau să-mi pun ceva pe buze, dar n-am timp să stau, să-mi dau cu contur, să mi le fac frumos. Îl am acolo și îl aplic. Acesta este, mi se pare că arată foarte bine. Și partea faină este că fiind cremos, nu-ți usucă deloc buzele. După aceea, următorul pe listă ar fi de la NARS, Orgasm. Am doar o variantă micuță, e foarte mititică și mi s-a și rupt din interior. Și acesta este așa un pic mai corai și este, cred, singurul care are SIDEF. Este acesta. Nu știu cât de bine se vede la voi care puțin SIDEF, dar dacă știți blașurile NARS Orgasm, sigur știți și rujul acesta. După aceea, următorul pe listă este renumitul Pillow Talk de la Charlotte Tilbury, pe care eu v-am zis că am o miniatură atât de mică, în ideea în care un ruj mini este cam atât. Și acesta a fost tot așa într-o cutie de la Sephora, dar nu în aceea în care am primit și celălalt ruj. Îmi place foarte mult combinația aceasta pe care o port în momentul de față pe buze. De obicei o fac fie cu creion, fie cu rujul pe care vi l-am arătat, acesta de la Pat McGrath, fie cu acesta de la Charlotte Tilbury. Acesta este un pic mai... este un pic mai maroniu. Vedeți? Acesta este Pillow Talk și acesta este primul care l-am aplicat. Și acesta este un pic mai... nu este culoare atât de pigmentată, însă tot așa arată foarte bine pe buze, dar nu este rezistent la transfer. Ce v-am arătat eu, niciunul nu este rezistent la transfer. Primul meu ruj MAC și prima mea iubire de la ei a fost acesta. Este un ruj mat, se numește MAC. Este foarte fain, așa arată. Este un mat spre muvuliu, este acesta de aici, dar v-am zis, depinde foarte mult. De exemplu, pe mine personal nu arată bine rujurile nude, dar acelea care sunt foarte deschise, pentru că cumva mă șterg și e foarte ciudat. Așa că eu de obicei când zic nude, mă refer și la nuanțele acestea așa mai maronii, mai muvulii. După aceea, avem de la Givenchy numărul 27. Este acesta. Tot așa e o combinație. Depinde foarte mult și de subtonul pielii voastre. Asta e mai roșu, așa, dar știu că mai sunt persoane cu care am mai discutat care au acest ruj și care au zis că pentru ele este un nude. Așa că am zis că hai să-l includ în cazul în care vreți și voi un nude care să nu fie chiar atât de nude. Ăsta nu este nude, însă arată foarte bine și aplicat într-un strat subțire, puteți să vă jucați cu culorile. De exemplu, dacă vreți ca rujul acesta să-l faceți mai deschis la culoare, puteți să aplicați rujul și peste să veniți cu un creion mai deschis și să mai deschideți nuanța. Mi se pare foarte fain. M-am gândit dacă să-l includ sau nu, pentru că dacă vă uitați la mâna mea, acesta nu este nude, că este un roșu cumva, un zmeuriu. Însă, mi se pare că este și acesta potrivit și intră în categoria potrivit pentru toată lumea. După aceea, mai avem tot de la ei un ruj brun creator. Dacă bine țin minte, acesta a fost primul meu ruj Givenchy, care acesta, da, este un nude. Acesta de aici este foarte faină nuanța și țin minte că l-am prins la reducere, mi s-a părut un preț foarte bun, nu mai știu sincer cât am dat pe el, dar având în vedere că l-am găsit la cantitatea mare, am dat destule puțin, nu știu, undeva, până în 100 de lei am dat pe el, ceea ce mi s-a părut wow. După aceea avem un ruj de la Dior. Acesta cumva se bate pe primul loc cu cel de la Pat McGrath, nu mai țin minte cât costă acesta de la Dior. Însă este foarte faină nuanța, se numește 772 Classic Matte. E o nuanță foarte faină, mi-e place foarte mult și tot așa a fost primul meu ruj Dior. Este acesta de aici care, din păcate, camera distorsionează destul de mult culorile și nu arată ca și în realitate. De exemplu, cămașa aceasta de pe mine, care este o rochie cămașă, pe cameră are un verde mai închis. În realitate este un verde pădure un pic mai deschis. Deci voi toate nuanțele acestea le vedeți un pic mai intense și mai închise. După aceea mai am un ruj din acesta tip baton și trecem la cele mai lichide. Am unul de la Sephora care este numărul 3. Este un satin sau un cream și acesta este un nude. Acesta chiar că este așa un nude mai maroniu. Este acesta de aici. Vedeți că acesta și cu acesta par așa un pic mai intense, dar să știți că nu sunt chiar atât de intense și atât de roșii în realitate. Dau așa mai mult spre un
un nude mai colorat. După aceea am două care sunt, cred că sau au fost într-o perioadă, nu știu dacă și acum, într-o perioadă au fost printre cele mai renumite nuanțe de la NYX. Eu le-am din calendarul de advent de la ei, am două miniaturi, Butter Gloss, unul este creme brulee, cred că acesta este faimosul, și unul este tiramisu. Și tot așa diferă puțin nuanțele. Acestea sunt așa mai cremoase, dacă vreți doar un machiaj lejer, repede să vă puneți ceva pe buze, sunt perfecte. Uitați că le pun pe mână și vin și vi le arăt imediat. Primul de sus este creme brulee și acesta este tiramisu. Sunt foarte lucioase, așa sunt niște glosuri mai degrabă, dar sunt foarte faine. De exemplu, tot așa, dacă vreți sau aveți un ruj mai intens, de exemplu cum este acesta de aici, și vreți să-l faceți mai nude, v-am zis că fie vă puneți un creion, fie puteți să veniți cu glosurile acestea, să le puneți pe deasupra și cumva îi schimbă culoarea. Mi se par foarte faine și la preț sunt foarte bune. Nu știu exact să vă spun cât costă prețul, pentru că acum de când s-au schimbat prețurile, nu mă pricep. După aceea, cred că cel mai nude ruj pe care l-am eu aici este unul de la Boysenberries, care pe mine mă șterge destul de mult și trebuie să vin cu un creion un pic mai închis ca să mai închid puțin culoarea sau cu un ruj peste. Este un ruj lichid mat. Mie îmi place maxim rujul acesta. Am și la salon câteva nuanțe. Partea faină a fost că le-am prins la ofertă. Țin minte că au avut acum, cred că de vreo două luni, au avut o ofertă unde aveau niște rujuri din astea nude din gama Nudelicious la 11 lei sau la 19 lei. Mi s-a părut o afacere foarte faină și mi-am cumpărat atunci vreo 5, dar acasă mi-am lăsat doar unul cât să am și eu unul să-l pot folosi. Și îmi place să-l combin cu rujurile, fie care vreau să le din închise să le fac mai deschise, fie dacă vreau să combin nuanțele, pentru că singur este mult prea șters pentru mine, este acesta de aici. Partea faină la el este că are un preț foarte mic și pe lângă asta rezistă foarte bine. Pe buzele mele rezistă toată ziua și cred că știți și voi acest lucru. Rujurile nude sunt printre cele mai rezistente rujuri și asta din cauza pigmenților. Eu, de exemplu, știți că sunt foarte mare fană rujuri Sephora și lipstain-urile lor de la Sephora. Am, cred că am făcut și un video, nu știu dacă nu am undeva în jur de 20-20 și ceva de nuanțe, și cele mai rezistente întotdeauna sunt acestea mai deschise, pentru că cu cât sunt mai închise, pigmentul este mai închis, cu atât se șterge puțin mai repede de pe buze. Și ultimele pe listă, pentru că le-am lăsat special, sunt favoritele mele din punct de vedere a rezistenței și a prețului. Eu acestea le-am cumpărat cu 60 de lei, dar acum cu toate scumpirile acestea am văzut că le-au ridicat și ei la 65 de lei, să credeți-mă că faceți o afacere foarte bună cu ele. De foarte multe ori au reduceri din acelea 2 plus 1 gratis sau 1 plus 1 sau în decembrie au seturile acelea cu câte 6. Sunt foarte faine, ideea este că acolo nu puteți să vă alegeți nuanțele, însă sunt mișto tare și sunt foarte rezistente. Deci eu, aceste două nuanțe sunt preferatele mele. Nuanța 13 și nuanța 6, întotdeauna când sunt dată cu ele, mă întreabă lumea cu ce sunt dată și credeți-mă că rezistă pe buzele mele de dimineață până seara, fără să fac nimic, fără să vin cu nimic peste, fără să le retușez pe parcursul zilei. Așa că în acele zile în care am o zi full și știu că trebuie să mă dau cu rușii, să nu mai am stres toată ziua, întotdeauna apelez la astea, am și în geantă ca să le am și nici nu mai știu unde să mai fac swatch pentru ele. Acesta este numărul 13, care este un nude mai spre rozaliu, movuliu, așa. Și următorul, dar când se usucă, să știți că acestea sunt mai, se mai deschid puțin la culoare când sunt uscate și acesta este mai rozaliu bine, numărul 6, însă pentru mine sunt perfecte. Acesta de sus este 6-le, acesta este 13-le. Și aceasta este mâna mea cu toate swatch-urile. Mi-o plac foarte mult. Ador rujurile, deși nu sunt în topul preferințelor mele când vine vorba despre produse de machiaj, pentru că de cele mai multe ori prefer o paletă pentru ten sau așa, dar vă dați seama că în fiecare zi mă dau cu ruj. Deci cumva
Pot să zic că iubesc toate produsele de machiaj, după cum bine vă dați seama și după cum se vede și din canalul acesta. Ador să testez și să descoper produse noi și dacă vreți să fac un clip cu rujuri roșii sau cu rujuri colorate de vară, să-mi spuneți, pentru că am și acolo câteva preferințe pe care le iubesc și le ador. Gata, hai că m-a întrerupt și curierul, nu știu cum e la voi, dar la mine fix în momentele în care nu trebuie vine. Și asta ziceam, că dacă vreți și cu rujurile de vară, eu nu știu dacă ați observat, însă odată ce începe să se încălzească afară, îmi place să port culori. Și de cele mai multe ori sunt culori mai nebune și acum am un fard cu pigment care în funcție de culoare, cu glitter, care în funcție de culoare bate diferit. Vedeți, dacă vă uitați aici, se vede că parcă ar fi puțin roșu pentru că altfel bate lumină. Dacă vă uitați aici, e puțin mai deschis și îmi place foarte mult să port culoare. Așa că dacă vreți, facem și din acela. Sunt foarte curioasă să-mi ziceți care din nuanțele astea multe de pe mână sunt preferatele voastre și da, v-am zis, e foarte... foarte interpretabil și în cuvântul acesta nude, pentru că fiecare îl vede diferit, însă cred că în fond și la urma urmei trebuie să purtăm ceea ce ne place și ceea ce ne face plăcere. Eu recunosc că sezonul cald port mai multă culoare, toamna, iarna port mai mult nude, mai mult maro, mai mult nuanțe închise, mai mult smoky și cumva se schimbă și machiajul meu și moodul meu în funcție de temperaturile de afară, în funcție de locul unde mă duc, dar da, abia aștept să văd ce să ziceți de clipul acesta, sper foarte mult să vă placă, cumva încerc să combin să fie din toate pentru toată lumea și pentru partea de skincare un pic și pentru partea de cumpărături și pentru partea de machiaj, nu știu pentru ce veniți voi aici. Și m-ar ajuta foarte mult dacă mi-ați zice de ce mă urmăriți. Pe Instagram fac ocazional acest lucru și întreb de ce mă urmărește lumea ca să știu ce vrea lumea de la mine, pentru că eu cumva încerc să le combin, împin și partea de lifestyle, unde mai arăt partea de mâncare, în special pe Instagram, pentru că da, sunt o gurmandă din fire, place foarte mult să mănânc și deși nu-mi gătesc foarte mult acasă în ultima perioadă, am început să mai gătesc, am început să descoper locuri noi în Cluj, unde atunci când am nevoie să ies în oraș să știu unde să mănânc, încerc și pe partea de cărți, după cum ați văzut și haul, deci încerc să combin să fie puțin din toate, așa că m-ar ajuta foarte mult să-mi ziceți de ce mă urmăriți, ce vă place la acest canal sau ce vă place la mine. Mulțumesc tare frumos pentru vizionare și vă mulțumesc frumos că sunteți alături de mine. Așa că noi ne vedem data viitoare și vă spun de pe acum că următorul clip o să fie iar un haul. Și anume, clipul acesta intră miercuri, astăzi, pentru că astăzi îl și filmez, iar clipul cu haulul o să intre luni. Dacă vreți să vedeți, este un clip cu haul DM, adică cu produse pe care le-am cumpărat de la ei. Nu sunt multe, sunt câteva, dar știu că vă place. Din ce am văzut la vizualizări, eu merge destul de bine clipul acela de tip haul cu produse din DM. Până în momentul de față am făcut doar unul care să fie strict pe partea asta, așa că vreau să mai fac, pentru că știu că DM se găsește cam peste tot în țară, au niște prețuri foarte bune și mi-e place foarte mult să mă duc pe la ei, v-am zis, nu se poate să mă duc și să zic că mă duc pentru un produs, pentru că întotdeauna mă întorc cu mai multe produse. Dar gata, atât pe ziua de astăzi, ne vedem săptămâna viitoare, să aveți o săptămână minunată și să știți că eu sâmbătă o să am un eveniment foarte mișto, este evenimentul pe care îl facem cu fetele din echipa Creators Connect. Abia aștept, sper să țină vremea cu noi și sper să-mi țineți și voi pumnii să iasă bine. Și dacă totul este în regulă, săptămâna viitoare, miercuri, am să postez clipul cu produsele primite acolo, cu impresie, cu ce s-a întâmplat, cum a fost. Și da, gata, hai că nu mai vorbesc, am vorbit suficient, să aveți o zi minunată și o săptămână frumoasă pe mai departe. Vă pupăt!